Am revenit, prieteni, la dialogul nostru despre implicarea bisericii în societate. Vă reamintesc că discutăm cu preotul Gafița Emanuel, preot în Mâtnicu Mic, aici aproape de noi, coordonator al Centrului de Zi pentru Copii, Patriarh Miron Cristea din Făget. Am rămas cu discuția noastră la mâna pe care trebuie să o întindă biserica celor aflați în nevoie. Aici, din nou, am auzit diverse discuții. Mi-a spus odată unul că biserica n-ar trebui să se implice în societate, ceea ce eu cred că ar fi un mare păcat, de altfel, și mă explic imediat. Mi-a spus unul odată că n-ar trebui biserica să se implice în societate și venea cu următorul argument. Școala se ocupă de educație, primăria se ocupă de administrație, guvernul se ocupă de legi și fonduri și o mai știu ce, iar biserica ar trebui să se ocupe de spiritualitate, să se ocupe de sufletele oamenilor. Și n-ar trebui. Sunt programe de asistență socială, primăriile au chiar asistent social, asistența socială să se ocupe de situațiile nevoiașe și așa mai departe. Eu cred din nou că aici e greșit să te închizi între zidurile bisericii, pentru că spuneam mai devreme, de atâtea ori oamenii nu vin la biserică. Și atunci noi trebuie să fim activi. Mă uit la Mântuitorul Iisus Hristos, nu s-a dus în templu și să spună, dacă vreți să mă vedeți, veniți la mine. Îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos făcând diverse drumuri, mergând prin sate, îl vedem trecând pe ulițe și acolo stătea de vorbă cu oamenii. Stătea de vorbă cu oamenii la intersecții, stătea de vorbă cu femeia la sihar, la fântână, stătea de vorbă cu oamenii la scăldătoare. Domnule, unde erau oamenii, se ducea și el. Și atunci, de fiecare dată îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos vorbind despre împărăția lui, vorbind despre împărăția lui Dumnezeu, vorbind despre lucruri despre care oamenii nu știau, despre viața veșnică, vorbea despre Dumnezeu Tatăl, vorbea despre mântuire și așa mai departe. Da, în cealaltă mână avea o pâine. Așa A este. înmulțit Și pâinile. chiar ați răspuns dumneavoastră Da. întrebării și eu doar aș vrea să o completez și să vă spun faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este modelul nostru pe care trebuie să-l urmăm. Dacă el a ieșit, nu s-a închis într-un templu și a ieșit el la oameni ca să propovăduiască, tocmai acest lucru încearcă să-l facă și biserica. Bineînțeles, fiecare instituție are rolul ei bine stabilit în societate, însă încercăm ca biserică să ieșim în întâmpinarea oamenilor noștri și să-i ajutăm acolo unde este nevoie. Într-adevăr, vorbim în biserică despre mântuire, vorbim în biserică despre milostenie, însă aici vine un mare semn de întrebare. Cum anume face milostenia? Că dacă stăm doar și o vorbim, este foarte simplu, însă problemele rămân aceleași. Aici este rolul nostru, rolul bisericii, de a ieși în Și de a pune întâmpinarea, în aplicare, de a exact, de arăta a un pune în model. aplicare și de a arăta un model și de a încerca să-i ajutăm acolo unde oamenii au nevoie și strict vorbind aici despre activitatea noastră, acolo unde familiile suferă, acolo unde copilașii au nevoie de o mână de ajutor pe care încercăm ca biserică în cadrul căreia ne desfășurăm activitatea să-i ajutăm pe acești copii. Și până la urmă trebuie să rămânem proaspeți în conștiința oamenilor, că de exemplu ne uităm în Europa, mi-au spus prieteni care au călătorit în Europa, eu nu am fost, am fost o singură dată în Ungaria, o singură dată am fost în Italia și de câteva ori în Serbia, dar mi-au vorbit de țări ca Austria, ca Germania, Olanda, Belgia, Franța, sunt biserici de închiriat. Vorbim de tot felul de biserici, construcții frumoase, Așa impunătoare, este. Chiar cu turn, biserici fără turn, vechi, cu clopot, biserici exact, de secole, cetăine istorice. de secole, care sunt goale, pentru că este, din păcate, și accentuez din păcate, o lipsă, poate, de preocupare și o lipsă de căutare a lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, oamenii îl caută pe Dumnezeu când au nevoie. Și tocmai lucrul acesta îmi zicea un copil la zilele trecute că
Domn Părinte, eu spun Tatăl nostru tot timpul înainte de o lucrare. Păi de ce înainte de lucrare? Atunci mă rog mai tare ca Dumnezeu să mă ajute să iau la testul acesta matematică română o notă bună. Și încercam să explic, într-adevăr, omul atunci când este bolnav, când are o problemă, se roagă mai mult, însă trebuie să învățăm să o facem nu doar atunci. Exact. Nu doar atunci, s-o facem tot timpul, dar mă amuza lucrul acesta al copilului care zicea că zice Tatăl nostru tot timpul înainte de lucrare ca să reușească să ia o notă bună la testul pe care avea să-l urmeze. Dacă nu ieșim între oameni, vom ajunge ca Europa la un moment dat cu vom fi închistați. Exact, cu niște biserici goale. Că trebuie să fim proaspeți în conștiința oamenilor care nu vin. Am auzit atâția oameni care au spus n-am fost la biserică de când m-am căsătorit sau de când mi-am botezat copilul. Deci, de la ultimul eveniment major care trebuie făcut. Este un lucru greșit, o obișnuință greșită și de multe ori sau poate de cele mai multe ori am observat următorul aspect. Dacă într-o familie părinții, bunicii se pun seara la rugăciune, se roagă, spun rugăciunea Tatăl nostru, se roagă cu rugăciunea îngerașului, rugăciunea copiilor, cum este cunoscută, și vin la biserică, duminica, în sărbători, copilul va avea pildă, cum ziceam la începutul emisiunii noastre, pe tata, pe mama, pe bunicul, exact. Ori pe bunica. Ei, dacă familiile nu practică acest lucru, nu vin la biserică, nu sunt apropiați, greu va fi și copilului să meargă, pentru că nu am văzut în sânul familiei lui acest lucru și va fi greu, va fi ceva neobișnuit pentru el. Și tocmai încercăm să intervenim și să învățăm, pentru că se întâmplă, însă cred că de mai puțin ori, că atunci când copilul va ajunge la o maturitate să conștientizeze el importanța bisericii, să-l caute el pe Hristos, ceea ce e un lucru plăcut și foarte bun. Însă de multe ori, acolo unde în familie nu există acest lucru, copiii refuză sau pur și simplu nu acceptă ideea de a veni la biserică, părându-i-se un lucru străin. De ce trebuie să fac lucrul acesta? Deci e foarte important ca biserica să se implice. Absolut, un lucru esențial, esențial, pe care biserica noastră îl practică, cum ziceați că sunt atâtea centre, atâtea instituții și atâtea modalități prin care biserica se implică în familie și le menționați pe numărul foarte mare a celor ortodoxe, prin care preoții încercăm să ne apropiem de oameni. Și cel mai important, să-i ajutăm. Exact. Deci asta spuneam, cred că la un moment dat ne confruntăm cu o dezinformare și acum e adevărat. Măi, pe alocuri se întâmplă că există un preot care poate și-a pierdut vocația, și-a pierdut, nu știu, chemarea și face o prostie anume. Dar nu mi se pare corect să o mediatizăm la nivel național. Se întâmplă ca un păstor de la nu știu ce neoprotestant sau cum se cheamă să facă o prostie. Ce se urmărește de fapt când se pune pe sticlă și se dă știre pe toate canalele? Din păcate se urmărește tocmai mediatizarea, discreditarea și tocmai accentuarea poate unor evenimente care nu sunt tocmai cele mai pozitive, însă de cele mai multe ori uităm esențialul. Dacă avem un pahar, uităm și vedem că poate nu este umplut suficient cu un pahar de apă, însă uităm care este partea plină a paharului. Și aici se uită de cele mai multe ori faptul că se încearcă din răsputeri să se intervină și să se ajute acolo unde oamenii bisericii, pentru că creștinii neputincioși sunt credincioși, sunt ai bisericii, aparțin de ceva nume. Încercăm să îi ajutăm acolo unde putem și să le întindem o mână de ajutor. Și să ne păstrăm până la urmă și reputația. Exact. Să ne păstrăm imaginea că se prea aruncă cu mizerie și se aruncă cu noroi asupra bisericii și acum iarăși... Poate de prea puține ori se mediatizează lucrurile bune, din păcate.
pentru că ar trebui, sunt atâtea lucruri pozitive pe care biserica le face, atâția nevoiași care, exact, care beneficiază de anumite servicii din partea sectoarelor sociale ale bisericii, însă prea puțin se mediatizează. Uite, un lucru pozitiv, uite ce s-a întâmplat în cutare localitate, în cutare loc, uite ce a făcut cutare, ce lucruri minunate a făcut, însă însă cred că de multe ori nu se dorește poate să se accentueze aceste lucruri. Prezentam o statistică la început și vorbeam despre implicarea bisericii și spuneam că sunt 38 de grădinițe sociale și after school, sunt 85 de centre. Biserica ortodoxă, se implică, exact, în această latură între ajutorării aproapelui. Da, deci un total de 785 de instituții am găsit în statistici, dar de câte ori ați auzit prezentate statisticile acestea public? Câte articole în ziar se găsesc scrise? Da, din păcate foarte puține. Exact. Din păcate foarte puține. Și atunci, asta facem noi astăzi, prezentăm ceea ce faceți dumneavoastră aici la Făget, ca oamenii să știe și să nu se lase dezinformați, să fie bine informați și să înțeleagă că biserica are scopuri bine definite și precise, până la urmă, mântuirea oamenilor. Pe de altă parte, în biserică glorificăm pe Dumnezeu, dar mai are un scop, domnule, ajutorarea lor. Într-adevăr, dacă în biserică îl slăvim pe Dumnezeu, dacă în biserică ne închinăm și îl slăvim pe Dumnezeu, important e să încercăm să și aducem oamenii la biserică și la fel de important să-i ajutăm acolo unde au nevoie. Poate dacă o anumită persoană nu venea la biserică, în modul acesta, văzând ajutorul și implicarea pe care noi o arătăm față de ei și, bineînțeles, fiind influențați foarte mulți de mass media, uite ce a făcut în cutare loc, uite ce s-a întâmplat, ce eveniment, încercăm să schimbăm fața, să arătăm latura pozitivă și latura bună a muncii și a strădaniei noastre pe care o desfășurăm, bineînțeles. Da. Ne întoarcem strict la centrul din Făget, unde sunteți coordonator. Aveți toate acreditările din partea forurilor administrative, abilitate în acest sens? Da, în această privință aș dori să vă spun faptul că Serviciul Arhiepiscopia Timișoarei este furnizor de servicii sociale acreditat prin sectorul social și misionar. Zilele trecute am avut și noi o inspecție de la Timișoara din partea unei comisii de la Inspecția pentru Plăți și Asistență Socială, în care ni s-a făcut un raport pozitiv și a fost înaintat către Ministerul Muncii pentru acreditarea individuală a centrului nostru din Făget. Da. Când vorbiți despre copii și vorbeați despre copilaș, despre cei mici, vă referiți la beneficiari ai centrului împărțiți pe grupe, lucrați pe grupe? Sau? Avem beneficiari. Beneficiarii centrului sunt copii cu vârstă cuprinsă între 7 și 14 ani. Deci clasele 0 până la clasa a 7-a, în clasa a 8-a, majoritatea împlinesc vârsta de 14 ani. Încercăm să-i pregătim, bineînțeles, să lucrăm pe grupe, acolo unde necesită acest lucru, însă sunt și activități pe care le desfășurăm cu toții la oaltă. De exemplu, copilașii mici, clasele 0-4, sosesc în cadrul centrului nostru la orele 12. Cei mai mari au ore la școală în cadrul liceului până la ora 13. Vin mai târziu. În intervalul acesta încercăm să completăm și să efectuăm temele cu cei mai mici, care lucrează, bineînțeles, puțin mai încet, pentru ca răgazul de timp ce ne rămâne după efectuarea pregătirii educative să o destinăm celorlalte activități recreative, de socializare și așa mai departe. Câți angajați sunt la acest centru? În cadrul centrului suntem 3 angajați. Eu, în calitate de coordonator, doamna Letiția Botineștian, calitate de asistent social, și doamna Ciusa Viorica, educator, pedagog social. Doamnele sunt chiar de la începutul proiectului, din anul 2011, doamne cu experiență în acest domeniu. Și atunci spuneați că acolo vin copiii, faceți temele și mergeți la cantina școlii, e vis-a-vis, trece strada. Exact, bineînțeles. Are loc servirea. Bineînțeles că încercăm să pregătim lucrurile, să facem temele, însă trebuie să fim și
copilașii trebuie să fie mâncați pentru a face acest lucru. Nu putem să facem exerciții la matematică sau la română și copiilor să le fie foame. La ora 1, la ora 13, servim masa la cantina liceului, pentru că apoi să ne întoarcem în cadrul instituției noastre. În timpul proiectului, derulării proiectului, anul 2011, anul 2014, pentru că este important să spunem că din anul 2014 suntem pe sustenabilitate a centrului, aveam bucătăria noastră, bucătăreasa noastră, expert dietetician, care pregătea și servea mâncarea copiilor, însă din 2014 s-a convenit că acest lucru, masa, mai exact servirea mesei, să aibă loc în cadrul cantinei liceului Traian Vuia din Făget. Și cine suportă cheltuielile de mâncare? Cine plătește? Există un parteneriat în cadrul sustenabilității, și anume între Primăria Făget, între Protopopiatul Ortodox Român Făget și Arhiepiscopia Timișoarei, astfel încât o parte sunt preluate de unii din parteneri, cealaltă de cealaltă, și anume Primăria ne susține prin plătirea mesei pentru copii și plătirea unui angajat, iar Arhiepiscopia Timișoarei ne susține prin plata celorlalți doi angajați, a utilităților, a materialelor didactice de care avem nevoie, a elementelor, de materialelor de birotică și așa mai departe. Deci este o lucrare, o conlucrare, da. Pozitivă, rodnică din partea tuturor partenerilor pentru ca lucrurile să decurgă așa cum trebuie. Acum, e foarte frumos ce îmi spuneți până aici, dar vreau să vă întreb cum identificați cazurile menționate și a spus că aveți 25 de copii și odată cu, vreau să vă întreb dacă realizați că odată cu emisiunea noastră, oamenii vor intra în cunoștință de ceea ce faceți, aveți 25 de copii, oamenii vă vor căuta, e foarte posibil ca zilele următoare, după difuzarea acestei emisiuni, oamenii să vă caute. În primul rând vreau să vă întreb, mai puteți primi, mai puteți trece de numărul de 25? Momentan numărul de 20, s-a atins pragul numărului de 25, nu mai avem locuri disponibile, însă avem o listă deschisă pentru în cazul în care unul dintre beneficiari va renunța. Și întrebați cum sunt menționate sau cum anume găsim cazurile, și le găsim prin informare. Avem o colaborare foarte bună, foarte bună cu primăria, cu sectorul social al primăriei. Ei ne aduc la cunoștință cazurile pe care le au în atenția lor vis-a-vis de probleme familiare și sociale de pe raza Făgetului. Avem o colaborare foarte bună cu liceul din Făget, care de asemenea ne aduc la cunoștință cazurile, sau prin simpla prezența părinților care ne cer ajutorul în cazul în care consideră sau au anumite probleme, însă deocamdată nu mai avem niciun loc, la momentul la care vorbim, niciun loc disponibil. Și atunci, cum faceți criteriul de selecție? După ce faceți selecția? Da, bineînțeles că există o grilă, am putea să spunem, în urma căruia se punctează fiecare aspect al departajării, și anume contează foarte mult starea financiară a familiei, contează foarte mult starea socială, câți membri sunt în casă, locuința, dacă este în proprietatea lor sau nu, dacă stau în chirie sau nu, ajutoarele pe care ei le primesc din diferite surse și faptul dacă unul din părinți este mort, familii monoparentale, iar pe fiecare bază acestui criteriu se acordă un punctaj, iar la sfârșit se face selecția beneficiarilor pentru a încerca să intervenim acolo unde este neapărat nevoie, acolo spunem unde arde. Da. Încercăm să intervenim unde arde, să aplanăm lucrurile și să ajutăm. Și Smurdul procedează la fel, când se întâmplă un accident pe șosea, vine ambulanța, întreabă cine e cel mai grav rănit. Pe el îl ia prima. Exact. Lucru încercăm noi să-l facem prin această grilă de selecție. Intervenim acolo unde într-adevăr este nevoie. Nu că în celelalte cazuri nu ar fi nevoie de ajutorul nostru. Bineînțeles. Mai pot rezista, poate nu au. Încercăm să punem în balanță, să cântărim echilibrat aceste lucruri pentru a nu face o discreditare sau, știu, pentru a lua cazurile care într-adevăr au neapărat nevoie de un ajutor din partea noastră. Da. Și atunci, în momentul în care se acceptă un dosar,
spuneați că se face un dosar în care se adună documente, se face un punctaj, exact. Se face un contract între beneficiar. Exact, așa este. Noastră. Se încheie un contract între beneficiar, copil, părinții copilului, da. Și noi, un contract în care căruia se acumulează câteva documente, și anume o cerere din partea tutorelui legal sau din partea părintelui, adeverință medicală, fișe de inițiere socială și anchetă socială care este efectuată de către asistentul social al centrului, diferite documente de la primărie, de la servici, de la locul de muncă, cu cupoane de alocații, de pensie, pentru a vedea care este starea financiară. Se efectuează de asemenea vizite la domiciliu, se eliberează din partea medicului adeverință medicală și, de asemenea, foarte important, avizul școlar, avizul școlii pe documentele ce arată care este starea educațională a copilului, și anume notele pe care le are, ori calificativele pe care le are. Deci contează și asta pentru... Contează pentru că încercăm să intervenim acolo unde sunt cazuri de abandon școlar, de eșec școlar. Dacă copilul are acasă anumite probleme grave și mâine riscă să nu se mai ducă la școală pentru că părinții nu se ocupă sau pentru că poate el mâine nu are cu ce să se încalțe, este un caz grav și încercăm să vedem. Într-adevăr, au fost cazuri în care starea financiară era precară, dar copiii învățau foarte, foarte bine. Însă, remarcați că conform sondajelor de care menționați, acolo unde sunt probleme de o natură, lucrurile se leagă și dau în alte probleme, altele și altele. Și de cele mai multe ori, familiile cu probleme, acolo unde este o lipsă de educație, unde sunt real probleme și deficiențe, de cele mai multe ori, acolo și cazurile, de acolo încercăm să luăm cazurile noastre și să-i ajutăm. Am vrut să vă întreb, că am uitat să vă întreb asta, a spus că la ora 13, la ora 1, serviți masa și apoi vă apucați de treabă. Până la ce oră stau copiii? Până la ora 16. Până la ora 16 copiii sunt în grija noastră, iar de la ora 16 pornesc spre casele lor. Cum se duc spre casă cei care sunt de departe, de pe sate? În mare parte părinții vin după ei. Cazurile, avem câteva cazuri în care într-adevăr sunt de la sate și aici menționăm câteva cazuri din Bichigi. Am avut bucuria ca ambele doamne să locuiască în Bichigi și atunci ei se ocupă și de transportul copiilor care sunt în Bichigi, pentru că doamnele merg spre casele lor la sfârșitul programului. Că asta ar fi o problemă, nu poate să vină părinții după ei dacă sunt într-o situație socială. Într-adevăr așa nu este. Nu pot permite. Cine vă asigură căldură acum, că vine iarna, vine frig? Da, materialul lemnos este asigurat din partea primăriei și avem desemnat din partea liceului o persoană care se ocupă de a ne crea un mediu plăcut locului unde care noi ne desfășurăm activitatea. Înainte de a lua din nou o pauză de publicitate, vreau să vă mai întreb. Dacă cineva, după ce a fost acceptat în centrul dumneavoastră, în proiectul acesta, vrea să renunțe, sunt niște clauze specificate? Da, în cadrul contractului sunt menționate foarte clar obligațiile noastre, obligațiile partenerului, beneficiarului, da? Sunt anumite cazuri și au fost anumite cazuri în care s-au renunțat, fie că s-au mutat în altă localitate, fie că au intervenit alte probleme de natură familială. Contractul se poate amâna în bază comună, ambii și beneficiarii și noi sunt de acord pe acest lucru. Dacă durata contractului, pentru că foarte important, contractul are o valabilitate de un an de zile, dacă durata contractului s-a încheiat sau dacă forța majoră, dacă este invocată. Deci după un an de zile se reevaluează după situația. După un an de zile se reevaluează situația în cazul în care conform punctajului oferit se necesită o prelungire a lui, nu se mai face contract, se face un act adițional, da, care este parafat și este semnat, dar și aici foarte important de spus că
comisia, are loc o comisie de evaluare care analizează documentele, analizează situația, este numită din cadrul Arhiepiscopiei, în care noi nu facem parte, doar pentru a încerca să existe o transparență totală. Noi le identificăm și le propunem, însă de acolo sunt analizate și sunt stabilite din partea comisiei, membrilor comisiilor, a părinților care iau parte din comisie și a personalului delegat din partea forurilor ierarhice superioare să analizeze documentele care sunt puse înainte, tocmai, repet, spre a fi transparență și spre a identifica cazurile, place să spună, cu focar, cazurile cu neapărată dorință, să spunem așa, din partea noastră de intervenție. Trebuie să luăm din nou o scurtă pauză de publicitate. Revenim, prieteni, în câteva momente. Rămâneți aproape.